Astăzi suntem 25 ianuarie 2018, o zi mare pentru domnișoara Nicu Elena Ramona, care a fost operată de hernie de disc L5-S1 și acum propusă pentru a doua operație. Noi am făcut o procedură, vă rog frumos să vă plimbați, să spuneți exact cum este în comparație cu înainte. Dacă da, dacă nu, dacă da, dacă nu. Da, haideți, hai, plimbați-vă. Ce spuneți? Este mai bine. Adică ce simțiți în plus? Mă simt mai... parcă m-am născut acum. Hai, dați plimbați-vă, vă rog. Așa. Acum, vă rog să puneți piciorul drept, piciorul stâng acolo, pe, așa, și să, cu două mâini pe genunchi, să flexați în față, cu capul tras în spate. Hai, dați, vă rog. Așa, flexați, flexați. Este strigător la cer. O persoană tânără să fie operată de ernie de disc și propusă pentru a doua operație. Deci nu se poate. Hai, dați și celălalt picior. Vă rog frumos, cu două mâini, capul tras în spate. Așa, ca să forțăm bine. Așa. Așa, simțiți vreo durere? Spuneți adevărul, vă rog. Nu. Hai, dați, voi este și frică. Plimbați-vă mai repede. Mergeți cu pași mai alegru. Așa, pumnii strâns și alergăm ușor. Haideți, vă rog. Așa. Alergăm ușor, uitați, așa, așa. Haideți, vă rog. Puteați, doamna, domnișoara? Că nu mă vedeți. Au, au, au. Aoleu. Haideți, 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 haideți. Spuneți au dacă vă doare. Haideți. Vă doare. Bine, nu mă mai doare așa. Haideți, vă rog, că merită, merită să ajutăm multă lume. Să ajutăm, să nu se mai opereze. Veci pururi, amin. Haideți, vă rog, haideți, continuăm. Nu facem semblant, cum zice francezul, elvețianul, semblant, adică să ne prefacem. Haideți, haideți. Dar nu m-am prefacut, domnul. Haideți, haideți, cu pumnii strânși. Haideți, 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 repede, repede. Cum este? Mai bine. Da. Haideți, acum ne punem în genunchi și ne ridicăm, ca la biserică. Ca la biserică. Da, da, da. Așa. Și ne ridic un picior înainte, mă împing și mă ridic. Așa, plimbați-vă, plimbați-vă. Așa, acum cu pumnii strânși în fața mea, uio, ridicăm piciorul. Și celălalt, uio, puteați înainte? Nu. Și trebuie spus că pe tren veniți din Roma. Pe autocar de la Roma. Așa, și pe auto, ați luat antiinflamatoare. Da, 4 panadole extraamativ. Cât? 4. Incredibil. Păi, din cauza asta, dumneavoastră face și depresie, din cauza antiinflamatoarelor. Începând cu ziua de astăzi, 25 ianuarie 2018, așa a vrut Dumnezeu, v-a trimis în cabinetul meu și tot așa vrea Dumnezeu ca dumneavoastră să nu mai luați niciun antiinflamator. Vă stau la dispoziție, de oricâte ori este nevoie, o să vedeți niciodată mai mult de 3-4 ori. Vă doresc multă sănătate, sunteți tânără, să aveți o familie frumoasă în viitor. Mulțumesc. Și copii frumoși. Doamne ajută! Mulțumesc frumos, doamnă doctor! În concluzie... Totul bine! Incredibil, dar adevărat!